Jador, replică pentru Zanidache după ce artistul a lansat acuzații șocante la adresa lui. Ce a spus despre Oana Ciocan, deși s-a vehiculat că lucrurile s-ar fi terminat prost între ei, iubirea mea pentru ea e atât de mare. Imediat după ce Zanidache a făcut o serie de acuzații neașteptate la adresa lui Jador, manelistul a reacționat, deși Jador și Oana Ciocan și-au spus adio, manelistul încă speră că se va împăca cu fosta lui Logodnică, deși lucrurile s-ar fi terminat destul de rău între ei, lucru dezvăluit de Zanidache care susține că relația dintre artist și șatena nu era doar lapte și miere, asta pentru că tânăra i se confesase. Totuși, Jador nu s-a abținut să nu intervină și să încerce să se apere, așa că a transmis un mesaj pentru oamenii răi, după cum chiar el a precizat, explicând că iubirea lui pentru Ana Ciocan este foarte mare și nici prin gând nu i-ar fi trecut vreodată să-i facă ceva rău. Pentru oamenii răi care comentează Iurea și ne vor răul să nu-i credeți pentru că iubirea mea pentru ea este atât de mare încât nu aș putea vreodată să-i fac rău, a scris Jador pe pagina personală de Facebook. Zani Dache, acuzații șocante la adresa lui Jador după ce Jador a spus public că speră că Oana Ciocan îi va mai acorda o șansă, Zani Dache nu s-a abținut să nu facă o serie de acuzații șocante la adresa manelistului. Precizând că relația dintre artist și fosta parteneră nu a fost deloc una bună, așa cum părea. A bătut-o pe Oana, a dat-o afară din casă. A rupt-o negură, a înșelat-o, a tratat-o ca pe un câine. Și am a sunat să vorbim și mi-a zis că am avut dreptate că eu o avertizasem că nu cred că te-ai combinat cu ăla. Că nu știam, ea zicea că nu știe ce să zică. Și m-a sunat când a dat-o ăsta afară din casă. I-a trântit niște palme și a spart televizorul, la un moment dat și a pus pe TikTok că a făcut-o din cauza meciurilor de la Euro, nu știu ce, la fotbal, gen și mi-a zis că a bătut-o pe ea și a spart și televizorul. Și a folosit pretext că l-a spart că s-a uitat